Cel puțin un cuplu din patru suferă de infertilitate și are nevoie de ajutor medical pentru a concepe un copil. Sub programul național de FIV derulat de Ministerul Sănătății din România are un buget de 6,430 de milioane de lei în acest an, din care este acoperită o singură procedură de FIV per cuplu. În 19 clinici de FIV din România se derulează acest subprogram, iar din banii de la minister pot fi acoperite nevoile a peste 600 de cupluri anual. Dacă este mult sau puțin, în ce măsură un nou program de fertilizare in vitro ar fi bine venit, discutăm cu domnul doctor Andreas Vitulcas, medic primar obstetrică-ginecologie cu supra-specializare în infertilitate. Intervenția autorităților în ultimii ani și aici mă refer și la autoritățile centrale, dar și la cele locale respectiv primării în subvenționarea procedurilor de FIV a fost suficientă, având în vedere că au fost mai multe programe derulate. Practic ele au acoperit nevoile din piață ale cuplurilor infertile? Da, într-adevăr lucrurile au început, dacă țin -mi minte, undeva în 2015-2016. Când de prima oară Ministerul Sănătății a început un program ca să poată să ajute financiar cuplurile care au o problemă de infertilitate, și după aceea local, primăria bucură restul inițial, și după aceea, sal de primărie au început un asemenea program. Este un start, e bine că a existat startul respectiv și acum există o experiență. Bineînțeles, în niciun caz nu au putut să acopere. Cazurile, cazurile respective, cum ați spus și dumneavoastră, de exemplu, 600 de cupluri pe an. Gândiți-vă că doar la clinica noastră, și vorbim de 19 clinici, doar la clinica noastră anual e, sunt mai mult de dublu decât procedurile respective doar la clinica noastră. Adică nevoia este mult mai mare. Dar a fost un ajutor totuși e, care e, mai mare și, și mai mare ajutor a fost cel program de la primarie care a fost și îmbunătățit, adică a inclus mult mai multe cupluri și a fost și un ajutor financiar mai mare, dar și ca număr de cupluri mai mare și a fost doar pentru zona București. Dar totuși, programele respective nu putem să spunem că acoperă un nevoile, mai ales acum ca programul de la primărie practic nu, nu există, adică s-a oprit și nu, nu s-a prelungit. Deci este clar că este nevoie de o îmbunătățire, este clar că este nevoie de o îmbunătățire nu doar din punct de vedere a numărului de proceduri care trebuie să avem anual, dar și din punct de vedere financiar, adică să acoperi mult mai multe cheltuieli. Vă dau un exemplu. Dacă într-o procedură acoperi 50 sau 60 de milioane, care înseamnă 1.000-1.000 și ceva de euro, gândiți-vă că o procedură cu tratamentul și cu toate analizele Ajuns între la 4.000 și 5.000 de euro, adică este o sumă mică e, și diferența care trebuie acoperită este destul de mare. Deci chiar și acum când statul acoperă 10.000 de lei, înțeleg, pe este procedură, mic. Este, tot este, nu acoperă este, total. Este sub jumătate, adică trebuie să vedem procedura în asamblu, adică din momentul când e, stim că există o problemă de infertilitate, cât costă, câți bani trebuie să scoate din buzunar cuplu? până să ajungă să facă minimum o procedură. Și aici includem toate analizele care trebuie înainte ca să ajungem la o soluție, la un protocol. E, sunt toate ecografiile, monitorizare și așa mai departe, procedura de fertilizare în vitro și un cost care este destul de mare, care sunt medicamentele. Adică costul total ajunge între 4 și 5.000 de euro pentru o procedură. E, acum văd că există tot felul de discuții e, ca programul să fie îmbunătățit, cum spuneam, trebuie îmbunătățit nu doar din punct de vedere a numărului, nu doar de ca financiar, dar trebuie îmbunătățit și din punct de vedere a criteriilor care trebuie să fie incluse, cuplurile care pot să fie incluse la programul respectiv. Pentru că, vă dau un exemplu. Exista la un moment dat limita de 40 de ani. Ok. O femeie care are 40 de ani și jumătate și are un, o rezervă variană bună, de ce să nu aibă șansa să ia să poate să obțină o sarcină? Ca este un procent mai mic, până la urmă, toți au aceeași e, drepturi față de legislație, adică toți platim cam o sumă de bani către stat pentru partea de sănătate. Pentru că infertilitatea, până la urmă, este o boală și trebuie să o, o definim ca o boală și trebuie să o abordăm ca o boală. Ați avut cu siguranță și cazuri în care femei de 40-40 și un pic de ani poate au reușit din prima fertilizare in vitro și poate altele de 25-26 n-au reușit da, din prima. Dar nu trebuie să intrăm la discuție unde este procentul mai mare. Din potrivă, acolo unde procentul mai mare, poate înseamnă că trebuie să finanțăm mai puțin, adică de mai puțin ori decât acolo unde nevoie este mai mare, unde procentul este mai mic. Pentru că nevoia de copil nu poate să limiteze pe baza de vârstă. Adică e, dorința de a avea un copil există și trebuie să ajuți, indiferent care este procentul. Nu știu dacă înțelegeți exact care este, care este gândirea. Nu poți să zici că a, tu ai făcut 40 de ani și o lună, într-un fel, blamată, nu poți să fii ajutată. Nu fie e corect. E, Propunerea care am văzut acum, chiar care trebuie să fie votată și si să fie și si aplicată, într-adevăr, a rezolvat multe lucruri pe partea asta. Eu zic că este acum o abordare mult mai eficientă. Criteriile sunt mult mai bine gândite. Bineînțeles, avem experiențe din trecut. Important este acum să-l dăm drum, adică să nu rămâne doar la hârtii și la propunerii și să fie cât de cât aplicată. Este deocamdată interministerial, urmează să treacă de toate ministerele și apoi să fie aprobat acest plan practic creat împreună cu Ministerul Sănătății, dar și cu Ministerul Tineretului și Familiei. Important este proiectul respectiv să devină un proiect prioritar. Ca știm cu toți, când există proiecte, alte sunt mai prioritare și altele mai puțin prioritare. Adică să nu rămână între ministere și trec luni întregi și nu se întâmplă altceva. Adică să devină o, un lucru urgent, important, încât lucrul acesta să se întâmplă destul de repede. Ca dacă pierdem timpul, nu am făcut absolut nimic. Ce am văzut din proiectul respectiv, care se numește Politici Publice de Susținere a Natalității, până la urmă prin proceduri de fertilizare in vitro și embriotransfer, am văzut că AMH-ul nu mai este un criteriu de luat în seamă. E corect acest este lucru? Este absolut corect, da. Pentru că o femeie care nu este la premenopauză sau la menopauză trebuie să aibă dreptul să încerce să aibă un copil. De exemplu, e, am și femeile care au un AMH de 0,1 și au rămas imediat e, din prime sarținate. Adică din momentul când ecografic vedem că există folicul implicit ovoțite, asta înseamnă că există material genetic, indiferent cât de mare este rezervarea, Deci femeia respectivă are șanse reale să obțină o sarțină. Și mai ales, gândiți-vă, vă dau un alt exemplu, că de ce AMH-ul nu este relevant. E, o femeie care are un AMH de 0,2, dau un exemplu, la 30 de ani, într-adevăr cu o femeie care are 4-6 de ani, bine, mai rar, și si are un AMH de 2, șansele la femeie la 30 de ani este si mult mai mare să rămână însăținată, indiferent că are AMH-ul mic, pentru că au ajută vârsta. Deci, nu AMH-ul este relevant. Relevant este să so, există material genetic, adică ovarele să produc, să vedem că există folicul, implicit o și atunci femeia respectivă, cel puțin teoretic, dar și practic, are șanse reale să obțină o satină. Am văzut că și vârsta a crescut la 45 de ani în acest proiect și că e valabil și pentru femeile singure, care nu sunt căsătorite. Ați avut astfel de situații care au încercat să acceseze programul și n-au putut din cauza acestor o, o, criterii? Foarte multe persoane foarte multe persoane. Și aici ați veni și cu o chestiune suplimentară care n-a fost, din cât am văzut proiectul, nu a fost inclusă, sunt femeile care se poate să congeleze material genetic, să poate să congeleze obocite. Adică sunt foarte multe paciente care ajung la o vârstă 38, 39, 40 de ani, n-au partener în momentul respectiv și nici nu au un partener încât să se gândească la un copil la uh, perioada următoare și vor să congeleze ovocite pentru că vor să obțină o sățină cu material genetic propriu. Ele nu sunt incluse și nu sunt ajutate. Adică și congelarea materialului genetic ovocitelor pentru bancă este un proiect foarte important și poate să fie incluse. Ca întotdeauna asta zic și colegilor. Când pornești un proiect, trebuie să încerci să le incluzi cât se poate de, de multe. Pentru că știm cu toți că dacă pornești un proiect, E mult mai greu după aceea să îl schimbi, să mai adaugi, adică o să treacă mult timp. Și momentul când există momentul schimbării și momentul inițiării unui, unui proiect, atunci este momentul să fie incluse toate cazurile care poate să fie ajutate și trebuie să fie ajutate până la urmă. Un alt criteriu am văzut că este legat de indicele de masă corporal și anume să fie sub 25. Asta de este ce normal. această limită? Este normal pentru că, e, în general, este, aici vorbim, este vorba de profilul hormonal, e, nivelul insulinei și așa mai departe. Și, într-adevăr, asta are un rol destul de important la, e, proces, la procesul și la procentul de la procentul de fertilizare în vitro ca să aibă reușită și are o importanță destul de mare. Și este un lucru care eu sunt de acord că trebuie să fie pentru că este un lucru care putem să-l schimbăm. Adică, ok, intru eu într-un program, vreau să am un copil. Dacă trebuie să slăbesc, trebuie să eu să fac un efort. Adică vine, vin banii de la statul, vine efortul din punct de vedere medical, dar și eu trebuie să fac efortul meu ca să ajung la obiectivul final. Adică nu e bine să irosim niște bani pe niște o chestiune care are mult mai puține șanse, ca până la urmă dacă mă straduiesc două, trei luni, pot să ajung la nivelul care trebuie, încât să maximizez șansa să, să obțin o sațină. Adică eforturile maxime trebuie să fie făcute din ambele părți. Și din punct de vedere a statului, și de aceea țără, și din punct de vedere al pacientului, și din punct de vedere a doctorului. În ceea ce privește femeile care au o greutate mare, um... Cu cât e șansa lor mai mică de a rămâne însărcinată? Depinde de la caz la caz. Adică depinde cât de mare este, care este cauza care este mai mare, dacă este o problemă hormonală, dacă avem probleme cu tiroide sau alte lucruri. Depinde de vârsta, adică nu e o regulă atâta este mai puțin, dar cu siguranță este e, cu un procent semnificativ mai mic.